Doamnelor și domnilor, bun găsit la un nou jurnal TV Giurgiu. Secția de votare numărul 12 din incinta școlii numărul 3 este locația unde candidatul Nicolae Florian și familia sa sunt arondați pentru a-și exprima dreptul constituțional. Nicolae Florian s-a prezentat la urne puțin după ora 10, votul său fiind acordat pentru un viitor mai bun. În jurul orei 10 și 30 de minute, candidatul Nicolae Florian împreună cu familia a mers la secția de votare numărul 12 pentru a-și exprima dreptul constituțional. Ca și în cazul celorlalți alegători, procedura a fost aceeași. S-au scanat cărțile de identitate, s-au înmânat ștampilele și apoi buletinele de vot. După introducerea buletinelor în urne, Nicolae Florian și membrii familiei sale au declarat că au votat pentru Giurgiu, pentru o administrație dinamică și pentru un viitor mai bun. Am votat pentru o administrație publică locală dinamică, modernă și eficientă și pentru creșterea standardului de viață al giurgiuvenilor. De ce este important să iasă giurgiuvenii astăzi la vot? Este important pentru că este vorba de soarta lor, este vorba de dezvoltarea orașului și nu numai. Sunteți mulțumit de prezența la vot până în acest moment? Sunt mulțumit și sper că timpul favorabil de afară o să permită prezența la vot a cât mai multor giurgiuveni. Ați venit însoțit la vot de... Am venit însoțit la vot de familia mea, de fiică, de soție, de bunici, bunice. Ce speranțe vă leagă de ziua de astăzi? Speranțe întotdeauna am avut și am crezut într-o soartă bună și într-o soartă frumoasă. Am crezut pentru că suntem oameni buni, suntem oameni giurgiuveni, chiar sunt oameni deosebiți și Dumnezeu ne iubește și cu siguranță ne pregătește din tot sufletul o soartă frumoasă și bună. Mulțumim! Dariela, din nou alături de părinții tăi la vot. Întotdeauna alături de părinții mei, nu numai la vot, pentru că ei sunt susținerea mea, sufletul meu și încrederea mea în viitor. Ca și data trecută am să te rog să transmiți un mesaj tinerilor care trebuie să iasă și astăzi. Am un mesaj simplu, noi suntem schimbarea și viitorul nostru stă strict în mâinile noastre, așa că să venim la vot și să ne alegem viitorul. Candidatul Nicolae Florian este convins că giurgiuvenii vor ieși în număr mare la vot, pentru că așa s-a întâmplat de fiecare dată când la Giurgiu s-a produs schimbarea. La secția de votare numărul 16 a fost chemată astăzi poliția prin intermediul numărului unic de urgență 112. Sesizarea a fost făcută după ce un bărbat, care este pe lista de candidați a unui partid, a fost surprins când încerca să aducă oamenii la vot. Polițiștii au fost chemați în jurul orei 11 prin intermediul numărului unic de urgență 112 în apropierea secției de votare numărul 16, amenajată în grădinița numărul 9 din cartierul Obor. Apelul a fost făcut de un locuitor din zonă care este și candidat la Consiliul Local și care a surprins un bărbat candidat al altui partid când acesta din urmă încerca să aducă oameni la vot. În jurul orelor 11 am observat că o persoană mergea din casă în casă ca să scoată cetățenii la vot. L-am recunoscut pe acel individ, este consilier și mergea din casă în casă ca să scoată lumea la votare. Am sesizat la 112, s-au deplasat organele de poliție, am dat declarație cum s-a întâmplat. Organele de poliție au efectuat primele proceduri necesare în astfel de cazuri și urmează să definitiveze dosarul. Bărbatul împotriva căruia a fost depusă plângerea riscă să se aleagă cu dosar penal dacă se dovedește că a încercat să influențeze votul. Aproape 70% din deținuții cu drept de vot din penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu și-au manifestat dorința de a-și exercita dreptul constituțional. Două cabine de vot, o urnă mobilă și o comisie specială au stat la dispoziția celor 19 cetățeni privați de libertate care au votat încă de dimineață. 9 deținuți au refuzat însă să voteze. De la înființare și până în prezent, la fiecare scrutin, penitenciarul din Giurgiu a asigurat condițiile necesare de vot deținuților care au acest drept. La localele din acest an, 29 de cetățeni privați de libertate, care au în viața civilă domiciliu pe raza municipiului, au constituit lista celor cu drept de vot. Dintre aceștia, doar 19 și-au manifestat dorința de a fi prezenți la urne. Domnule Rașu, aici la penitenciarul de mare siguranță de la Giurgiu se întrunesc condițiile de vot pentru cei care au dreptul dintre cetățenii de aici. Câteva amănunte legate de acest lucru și de numărul celor care au dreptul de vot. Sigur că da, la
La nivelul penitenciarului Giurgiu au fost identificați un număr de 28 de deținuți care își pot exprima opțiunea votului. Dintre aceștia, doar 19 sunt cei care și-au exprimat consimțământul pentru ca în ziua de astăzi să prezinte la urnă pentru a vota. Curiozitatea mea se îndreaptă către următorul fapt. De ce sunt așa puțini cei care votează? Deci cei care își pot exercita dreptul de vot astăzi sunt cei care au domiciliul pe raza municipiului Giurgiu și astfel își pot exprima această opțiune. De urna mobilă deplasată la penitenciarul Giurgiu din secția 14 de votare au beneficiat așadar circa 70% dintre deținuții cu drept de vot, aceștia dând dovadă de responsabilitate și civism. La fel ca și secțiile de votare, Biroul Public Comunitar pentru Evidența Persoanelor funcționează azi după același program. Practic, va fi deschis pe toată perioada votării, astfel încât giurgiuvenii care nu au actul de identitate în regulă să poată beneficia de unul nou. Azi, în ziua votării, Serviciul Public Comunitar pentru Evidența Persoanelor are program special cu publicul. Ghișeele s-au deschis la ora 7 și se vor închide la ora 21, astfel încât oricare giurgiuvean cu actul de identitate în neregulă sau fără acest act să poată beneficia de unul nou. Sunt însă persoane deloc puține care au ales ca azi, duminică, să solicite eliberarea vizei de flotant, așa cum s-a întâmplat și zilele trecute. De unde sunteți? Din România. De ce v-ați făcut buletin tocmai azi? Tocmai astăzi l-am făcut pentru că mi-am făcut mutație. De unde sunteți? Din Oncea și m-am făcut mutația în Putinei. V-ați făcut mutația la Putinei? Da. De ce v-ați făcut buletinul astăzi? Pentru că a inspirat. Inspirase și astăzi. Trebuia... Și ați profitat că e deschis astăzi? Da, trebuia să-l iau de ieri, dar m-a cam întârziat. Și acum mergeți să votați? Mergem la votare, da. În tot județul Giurgiu, în acest an s-au eliberat peste 12.000 de vize de flotant și schimbări de domiciliu, o situație fără precedent în an electoral, însă o practică obișnuită pentru mulți primari care vor să-și asigure numărul necesar de voturi cu alegători din alte localități. Astăzi, serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor lucrează cu program prelungit, pentru că încă mai sunt persoane care își schimbă actele de identitate. Pentru a putea vota, aproape 3.800 de giurgiuveni și-au reînnoit actele în ultima lună. Ultimele săptămâni au fost cu mare aglomerație la ghișeile Direcției Județene de Evidența Persoanelor. Giurgiuvenii s-au trezit pe ultima sută de metri că trebuie să-și actualizeze actele pentru a putea vota, ori pentru că aveau cărțile de identitate expirate, ori pentru a-și declara domiciliul la altă adresă. În ultima perioadă s-a observat că la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor s-au prezentat mai mulți cetățeni decât de obicei, în vederea depunerii documentelor și obținerilor acte de identitate valabile. S-a observat de asemenea că mulți cetățeni și-au schimbat reședința din oraș în localitățile județului. De la data de 1 mai și până astăzi, în județ au fost preschimbate 3.596 de cărți de identitate și 196 de cărți de identitate provizorii. Numai astăzi, în ziua votării, pentru localitățile județului și pentru municipiul Giurgiu, au fost eliberate 227 de cărți de identitate normale și 13 cărți de identitate provizorii. Pentru a face față numărului mare de solicitări, serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor au eliberat acte în regim de urgență și au stabilit un program prelungit pentru ieri și astăzi. În perioada 4-5 a 6-a 2016, lucrătorii de evidență a persoanelor au desfășurat activități la ghișeile formațiunilor, unde s-au primit documente și au fost eliberate acte de identitate care erau produse, iar cetățenii nu s-au prezentat pentru a le ridica. În ziua de 5-a 6-a 2016, în ziua alegerilor, se primesc documente la ghișeile formaților și se eliberează acte de identitate valabile. Ieri programul de lucru al serviciilor de evidență a persoanelor a fost 8:16, iar astăzi ghișeele sunt deschise de la ora 7 până la ora 21. După mai bine de 5 ore de la deschiderea urnelor, Giurgiu se afla în topul județelor cu cea mai mare prezență la vot. Astfel, la ora 12, la Giurgiu votaseră peste 22% dintre alegătorii cu drept de vot, județul nostru fiind precedat de județele Teleorman și Olt.
Giurgiuvenii s-au mobilizat și au ieșit la vot în număr mare. Asta arată datele de la ora 12, care poziționează Giurgiu pe locul al treilea în țară în ceea ce privește prezența la urne. Astfel, după mai bine de 5 ore de la deschiderea secțiilor de votare, 22,19% dintre giurgiuvenii cu drept de vot își exprimaseră alegerea. Pe locul al doilea se afla județul Olt, cu o prezență de 22,37%, în timp ce județul Teleorman conducea în acest top, cu un procent de 23,78%. La polul opus, Bucureștiul avea o prezență de sub 10%, urmat de Harghita, 13,4%, Timiș, 11,2% și Cluj, 12,1%. Proces electoral extrem de important azi pentru România și pentru Giurgiu. Electoratul este așteptat la urne pentru a-și alege primarii și reprezentanții în consiliile locale și județene. Și la Giurgiu, secțiile de votare s-au deschis la ora 7 de dimineață, oră la care au sosit și primii votanți. În municipiul Giurgiu, toate cele 48 de secții de votare și-au deschis ușile la ora 7 fix. Este și ora la care mulți giurgiuveni au ales să-și exercite dreptul constituțional. De exemplu, la secția de votare numărul 11, amplasată în incinta Palatului Copiilor, imediat după startul procesului electoral s-au prezentat mai mulți votanți din dorința de a fi primii la vot. Ați venit foarte devreme să votați. Păi a fost primul până acum. Și a venit de obicei? Da. Așa am venit de obicei, totdeauna a fost corect. De ce e important să se iasă la vot azi? Ce, asta, alegerea? Păi trebuie, adică să ne dăm votul pentru cine considerăm că să aibă grijă de noi. Să votăm, să ne luăm grija. Ce să, e ce important să iasă lumea la vot? Da, 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 da. De ce cred? Să vedem și noi o viață mai bună, mai... Am vrut să votez că e normal și, în primul rând, mă gândesc că trebuie să aleg niște oameni care mă reprezintă. E important să iasă lumea la vot azi? Da, este important, dar depinde cum e. Sunt convins și depinde mentalitatea lor. Asta este. Dacă știe cum să comporte, dacă știe ce vrea în viață, asta e problema numărul unu. Nu poți să-i obligi. Imediat după ce buletinele au fost scanate pentru detectarea votului multiplu, alegătorii au primit ștampila și cele 3 buletine de vot pentru primar, Consiliul Local și Consiliul Județean. După ieșirea din cabine, buletinele de vot trebuie pliate cu ștampila de control în exterior și introduse în cele 3 urne. La secția numărul 11 din cartierul Policlinica sunt așteptați la urne 1216 persoane cu drept de vot. Locuitorii din cartierul fostului Obor au fost printre cei mai harnici alegători în dimineața de astăzi. Imediat ce a fost deschisă secția din această zonă, mulți dintre oamenii care locuiesc în apropiere au intrat să voteze. 2 minute. Numărul 16 de la grădinița numărul 9 din cartierul Obor au venit mai mulți locuitori din zonă să voteze. În scurt timp, la ușa secției se formase coadă, iar oamenii așteptau răbdători să le vină rândul pentru a intra la cabinele de vot. Unii dintre ei veneau de acasă, iar alții se opriseră la secție venind de la serviciu. Cum v-ați hotărât să veniți așa de vreme? Să ne luăm grijă de dimineață, că e dimineață pe răcoare. Putea să veniți mai târziu? Nu, e mai bine mai dimineață. Suntem mai bolnavi, suntem. Ați votat de fiecare dată? Absolut, absolut. Că sunt acasă normal. Cu ce gânduri votați? Gânduri pentru bine, pentru mai bine. Sunt la muncă de la ora 5, la mătură, adică la financiar urban. Și v-ați făcut timp să veniți la votare? Am fost la mătură dimineața, adică am făcut ordinul care l-am de la șef, am fost, adică am, după oamenii care ne mătură, și am terminat și am venit la vot. Și vă duceți la odihnă? Băi, la odihnă acasă. Cu ce gânduri votați? Cu bine. Asta e grija noastră, a cetățeanului. Nu e o grijă să votăm? Și ați vrut să fiți printre primii? Da. Cu ce gânduri ați venit? Gânduri bune, spre mai bine. Așa facem de fiecare dată, întotdeauna ne scăpăm de o grijă. Avem opțiunile electorale bine conturate și, prin urmare, n-are rost să ne mai foim restul zilei. Așa că venim, ne facem datoria de cetățeni și de locuitori ai orașului și apoi ne vedem de treburi. Este o zi specială în viața orașului și noi considerăm că trebuie să venim la vot negreșit, de fiecare dată, la fiecare scrutin.
O altă secție care și-a primit alegătorii de la prima oră este secția numărul 13 de la grădinița numărul 8 de pe strada Gorneni, în cartierul Teatrul de Vară. Aici erau la vot ceva mai puțin votanți decât la secția 16, dar deja în prima jumătate de oră votaseră 15 persoane, iar altele continuau să vină pentru a-și exprima opțiunile electorale. Giurgiuvenii au ieșit astăzi la vot cu speranța că noul primar va schimba în bine orașul. La o oră și jumătate de la deschiderea secțiilor de votare, giurgiuvenii au ieșit în număr mare să își exercite dreptul constituțional. Peste 50 de persoane în fiecare dintre cele trei secții deschise la Liceul Economic și Școala numărul 6 își exprimaseră alegerea. Noi locuri de muncă și speranța că totul se va schimba în bine odată cu alegerea noului primar sunt motivele care i-au determinat pe giurgiuvenii din cartierul Oinac să meargă la vot încă de la primele ore ale dimineții. Cu ce speranță ați venit la vot? Păi, din 4 în 4 ani trebuie să venim cu noi speranțe, cu noi dorințe și să sperăm că va fi și cu noi împliniri. Spuneți-mi ce așteptări aveți de la noul primar. Să se schimbe fața orașului, să se schimbe fața politicului, să se schimbe totul în bine în orașul ăsta. Ce așteptări aveți de la noul primar? Să fie mai bine. Asta e. Ce să facem cu alte? Să fie mai bine din cât este. Mai bine să fie, eu știu. Ce așteptări aveți de la noul primar? Așteptări. Locuri de muncă, orașul mai curat, mai frumos, cam asta. Nu știu, să vedem. Sperăm să fie mai bine până acum. Speranța de mai bine, în primul rând. Și în al doilea rând, să ne exercităm acest drept. Spuneți-mi ce așteptări aveți de la noul primar. Să învețe din greșelile anterioare și... Cel mai important să țină promisiunile. Dacă le face și pot fi îndeplinite, să și le țină. La secțiile de votare 40, 41 și 42, la ora 8:30, peste 50 de persoane în fiecare secție își exprimaseră deja dreptul constituțional. O prezență semnificativă a fost înregistrată și la secția numărul 19, unde sunt înregistrați cei mai mulți alegători. Cu ce speranță ați venit la vot? Ca să fie mai bine. Pensii mai mici, mai mari și... Ne vreți sănătate, să fie oameni serioși, facă treabă. Ce așteptări aveți de la noul primar? Păi dar care e noul primar? Care va fi acela? A? Să facă treabă mai bună, cum a făcut și alții, să... așa... Să facă frumos în oraș, să... locul de muncă. Secția numărul 19 este amenajată în incinta Direcției de Sănătate Publică. Aici sunt înregistrați pe listă 1887 de persoane cu drept de vot. La ora 9 de dimineață votaseră deja 75 de persoane. Poliția română a luat toate măsurile pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță publică pe întreaga durată a desfășurării alegerilor locale. Peste 800 de lucrători din cadrul structurilor teritoriale ale MAI vor fi angrenați în misiuni specifice la nivelul județului Giurgiu pentru buna desfășurare a procesului electoral. Obiectivele urmărite de oamenii legii în cadrul acestor misiuni sunt paza secțiilor de votare, menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea unor evenimente negative, precum și aplicarea cu fermitate, corectitudine și echidistanță a prevederilor legale atunci când se constată încălcări ale legii. Aproximativ 80 de polițiști se vor afla în stradă pentru a asigura măsuri de ordine și liniște publică în vederea prevenirii oricăror fapte antisociale în această perioadă. De asemenea, dintre cele 245 de secții de votare constituite la nivelul județului Giurgiu. Polițiștii vor asigura măsuri de pază și protecție la 21 de secții, jandarmii la 80 de secții, lucrători din cadrul ISU la 80 de secții, polițiști de frontieră la 55 de secții, iar lucrători din alte structuri teritoriale ale MAI la câte 3 secții de votare. Totodată, pentru soluționarea solicitărilor și semnalărilor cu privire la evenimentele produse în ziua alegerilor, vor acționa conform competențelor 139 de polițiști constituiți în 13 echipe operative. Locațiile unde sunt amplasate cele 245 de secții de votare au fost verificate pe linia dotării cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv a căilor de acces, evacuare și intervenție de inspectorii de prevenire din cadrul ISU Giurgiu.
Scrutinul pentru alegerile locale reprezintă pentru mulți cetățeni un prilej de a frauda activitatea de votare, însă forțele de ordine sunt pregătite ca de obicei să preîntâmpine astfel de nereguli. Poliția atenționează că sunt interzise faptele și acțiunile care ar putea afecta procesul votării și sunt sancționate cu amendă, interzicerea unor drepturi și chiar închisoare. Cetățenii români cu drept de vot sunt chemați la urne duminică 5 iunie pentru a-și alege primarul și componența consiliilor locale și județene pentru următorii 4 ani. Legislația în vigoare prevede multiple sancțiuni contravenționale și chiar pedepse cu închisoarea pentru încălcarea regulilor din secțiile de votare, respectiv a celor care se aplică pe parcursul procesului electoral. Reamintim că prezența oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, precum și fotografierea sau filmarea cu orice mijloace a buletinului de vot, constituie contravenție, se pedepsește conform legii. Amenda este între 600 și 1000 de lei. De asemenea, oferirea sau darea de bani, ori alte foloase, altele decât cele cu valoare simbolică, constituie infracțiune și se pedepsește conform legii, cu închisoarea la 6 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi. De asemenea, votul se exercită în localitatea de domiciliu sau de reședință numai pe baza actului de identitate. Cu închisoare de la 6 luni la 3 ani vor fi pedepsiți și cei care votează fără a avea acest drept, cei care votează de 2 sau mai multe ori, precum și cei care introduc în urnă mai multe buletine de vot decât are dreptul un alegător. De asemenea, este interzisă intrarea în cabina de vot cu dispozitive care pot capta imagini, fotografierea sau filmarea buletinelor de vot în interiorul cabinei, dar și părăsirea secției de votare cu buletine de vot de către alegători. Duminică 5 iunie, peste 18 milioane de români sunt așteptați la urne. Secțiile de votare se vor deschide la ora 7 și se vor închide la ora 21, iar pentru prima dată în România va fi folosit un sistem informatic pentru depistarea votului multiplu. Duminică, peste 18 milioane de români cu drept de vot sunt așteptați să pună ștampila votat pe buletinele electorale. Spre deosebire de alți ani, la aceste alegeri au fost introduse mai multe noutăți menite să ușureze procesul de votare, dar și să îi depisteze pe cei care intenționează să voteze de mai multe ori. Astfel, în fiecare secție de votare va fi folosit un sistem informatic care va depista votul multiplu. Procesul de votare începe atunci când operatorul de calculator îți scanează actul de identitate. Apoi, sistemul realizează simultan următoarele verificări: dacă ai drept de vot, la ce secție de votare și în ce circumscripție electorală îți poți exercita acest drept, dacă ai votat deja la o altă secție. Astfel, votarea devine mai simplă, mai rapidă și, esențial, este eliminată posibilitatea votului multiplu, implicit a fraudei electorale. La alegerile de duminică au dreptul să voteze persoanele care au împlinit 18 ani, inclusiv cele care împlinesc această vârstă pe data de 5 iunie. Pot vota și cetățenii Uniunii Europene care au reședința în România. Alegătorii pot vota la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea de domiciliu sau reședință și unde sunt înscriși în lista electorală permanentă. Persoanele care nu se pot deplasa la secție din motive medicale pot solicita urna mobilă. La alegerile locale poți vota numai în localitatea de domiciliu sau de reședință. Dacă nu te poți deplasa din cauze medicale sau ca urmare executării unei pedepse privative de libertate, poți solicita urna mobilă în condițiile legii. Pentru a putea vota, este necesar oricare din următoarele documente: carte de identitate, carte de identitate provizorie sau carnetul de serviciu militar în cazul elevilor din școlile militare. Peste 58.000 de giurgiuveni din municipiu sunt așteptați astăzi la urne pentru a vota noile structuri de conducere ale orașului și județului. Vor vota aproximativ 31.000 de femei și peste 27.000 de bărbați. Populația municipiului Giurgiu a înregistrat în ultimii 20 de ani o scădere drastică. Statisticile de la ultimele recensăminte arătând că aproape 20.000 de giurgiuveni au mișurat numărul populației stabile. Dacă în 1992 aveam 74.191 de locuitori, numărul acestora a scăzut la 73.786 în 2002 și la 61.353 la ultimul recensământ, cel din 2011.
Statistica mai arată că populația stabilă a municipiului era în anul 2011 de 54.655 de locuitori. Totuși, numărul locuitorilor municipiului din baza de date a Direcției de Evidență a Persoanelor Giurgiu la 30 octombrie 2012 era de 70.781 de persoane, cifră care nu reflectă însă numărul celor care sunt plecați din municipiu, în țară sau în străinătate și care au acte de identitate încă valabile. De asemenea, cifra cuprinde și acele persoane care locuiesc și muncesc de ani de zile în alte țări și care, atunci când nu dobândesc cetățenia statului respectiv, reînnoiesc la Giurgiu actele de identitate la adresa proprietăților imobiliare deținute de ele sau familiile lor. Una peste alta, astăzi sunt așteptați la urne 58.670 de persoane, dintre care 31.000 sunt femei și 27.670 sunt bărbați. Cu privire la estimările privind prezența la vot astăzi, statisticile la nivel național arătau că la ora 9:30, județele Giurgiu și Teleorman erau pe primul loc, în Giurgiu votând deja 6,84 din alegători înscriși pe liste. La alegerile din 2012, în județul Giurgiu se înregistra, potrivit BEC, cea mai mare prezență la vot, de 72,30% din totalul alegătorilor înscriși în liste, în timp ce la nivel național în 2012 au venit la vot 56,39% din alegătorii înscriși pe liste. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. Nu ratați următorul Jurnal TV Giurgiu de la ora 16:30.